Entertainment. Deși nu cunoșteam cuvântul, domeniul mă atragea din copilărie. În anii de școală am jucat TVC, am făcut studii la Academia de Teatru, am fost MC în cluburi de noapte ca la 25 de ani să fac alegerea definitivă a profesiei. Prezentator TV. Făceam emisiuni în română și rusă, filmate în studio și în aer liber, videobloguri pe internet și proiecte naționale ce băteau recordurile audiențelor. Am avut fericită ocazie să prezint două formate TV celebre ale companiei Fremantle. Family Feud, care la noi a fost produs sub denumirea de 100 de moldoveni au zis, și cel mai de succes show de talente din toată lumea, Got Talent. Curios, dar toți coprezentatorii mei erau cântăreți. Cu carismaticul Boris Koval am prezentat emisiunea matinală Nit Dejun. Cu îndrăgitul publicului Adrian Ursu, proiectul Moldova are talent. Iar cu frumoasa câștigătoare a concursului Novaia Valna, Natalia Gordienko, prezentăm show-ul TV Loteria Națională. A fost și un al patrulea coprezentator care în fiecare primăvară organiza și el concerte. Dar veterinarul necruțător i-a întrerupt cariera muzicală. În 2009 mi-am încercat forțele în calitate de producător. Astfel, pe ecran a apărut inconfundabilul MC Guță și emisiunea Guță Show. În cariera mea de televiziune, Zoo Show deține recordul absolut, 236 de emisiuni. La polul opus se află jocul al 25-lea cadru. Elaborarea scenariului și crearea pilotului 3D a durat jumătate de an, dar proiectul așa și nu a prins viață. Iar eu aveam speranțe mari, chiar și numere personalizate mi-am cumpărat. Începând cu 2004, am reușit să lucrez ca prezentator și producător în 15 proiecte TV. Am făcut emisiuni despre curiozitățile și premierele cinematografice, emisiuni despre cele mai haioase și amuzante animale, un proiect TV despre celebrii muzicieni ai secolului al XX-lea, o emisiune despre misticism și forțe supranaturale, un clasament muzical al celor mai descărcate ringtonuri, cât și un show al talentelor despre și pentru copii. Toate proiectele au fost pline de adrenalină și temperament, tensiune și spirit de competiție, cu premii bănești impunătoare și cadouri valoroase, cu o mulțime de invitați originali, iar uneori și ciudați, cu multe lacrimi și emoții, dar mai multe zâmbete și voie bună. Criteriul principal de care m-am ghidat în acești 16 ani la alegerea unui nou proiect a fost cuvântul captivant. Dacă aflându-vă în fața ecranului ați fost și voi captivați de emisiunile la care am lucrat, atunci cu siguranță suntem pe aceeași undă. Show must go on!